Să deschideți împreună cu mine la Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iar zic, bucurați-vă. Amin. Amin. Să ocupați lucrurile. Am ales subiectul acesta pentru seara aceasta datorită faptului că m-am uitat în jurul meu și am observat tristețe, îngrijorare, multă suferință. Este trist că astăzi oamenii nu mai știu să se bucure. Probabil au multe poveri și necazuri. Dar aș vrea ca în seara aceasta să ne gândim la faptul că pe un copil al lui Dumnezeu ar trebui să-l caracterizeze adevărata bucurie. Adevărata bucurie pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o atunci când s-a uitat la poporul său. Epistola lui Pavel către evrei spune așa: pentru bucuria care era pusă înainte, a disprețuit ce? Crucea, da? Rușinea. Pentru bucuria care era pusă înainte. Cine era bucuria lui? Noi, poporul său. Noi cei răscumpărați. Și aș vrea să observăm în seara aceasta că adevărata bucurie o poate avea orice copil al lui Dumnezeu numai atunci când are o relație individuală, personală cu Domnul Iisus Hristos. Și își pune încrederea din toată inima lui în El. Bucuria creștină este o stare independentă de împrejurările pe care le avem în jurul nostru. Noi n-am putut să avem în inima noastră o bucurie care este dată de evenimente, de fapte, de împrejurări. Pentru că acea bucurie ar fi o bucurie trecătoare. Dacă ne gândim la roada Duhului, ne gândim la o trecătură. Și anume, roada Duhului este bucuria. Un copil al lui Dumnezeu care are Duhul Sfânt în el, prezența Duhului Sfânt în el, știe să se bucure și atunci când îi merge bine, dar mai ales atunci când toate împrejurările și conjuncturile din viața lui nu sunt tocmai bune. În majoritatea cazurilor, bucuria ne este dată de evenimente, fapte și împrejurări. Și n-ar trebui, fraților, să fie așa. Ar trebui să ne gândim la adevărata bucurie ca o sursă din relația personală cu Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să ne gândim la câteva implicații cu privire la adevărata bucurie în seara aceasta. Și prima implicație este practicarea bucuriei, care este dată de câțiva factori. Și primul factor cu privire la practicarea bucuriei este dată de rugăciune. Apostolul Ioan scrie în Evanghelia sau următorul lucru: până acum n-a cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpătă pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Împărtășia cu Domnul. De fapt, pentru creștin acolo este singurul loc de mâncăiere și alinare în vremuri de reștiniște. Da? În momentele în care toate lucrurile îți merg împotrivă. Cineva relefa în felul următor prietenia cu Domnul Iisus Hristos. Ce este un prieten adevărat? Prietenul adevărat este acela care vine când ceilalți pleacă. Domnul Iisus Hristos este prietenul adevărat care rămâne, nu numai că rămâne în problemele noastre, dar ne și ajută. Și fraților, chiar dacă nu ne-ar ajuta Domnul Iisus Hristos în problemele noastre, tot El ar trebui să rămână mângâierea noastră. Niciun om nu poate să ne ajute. Degeaba vom căuta ajutor la oameni, pentru că într-o anumită măsură ne pot ajuta oamenii, dar adevăratul ajutor vine
de la Domnul Iisus. Psalmistul spunea în Vechiul Testament așa, îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Pentru evreu, când se uita la munte, pentru el simboliza faptul că Dumnezeu este prezent, este în control. De fapt, toate lucrurile lucrează spre binele celor și sunt chemați după planul său. Dragă frate și soră, dacă Dumnezeu este în controlul vieții dumitale, poate ți este greu, poate ai anumite suferințe și necazuri în familie, în inima dumitale, ar trebui să te pleci pe genunchi și să ceri ajutorul lui Dumnezeu în numele Domnului Iisus. Și El în mod uimitor îți va răspunde la vremea potrivită. Un alt factor este, de fapt, ne putem cobora în prigoană. Evanghelistul Matei, în capitolul 5, spune câteva lucruri. Matei, capitolul 5, de la versetul 11. Ferice va fi de voi când, din pricina mea, oamenii vă vor ocări, vă vor prigoni și vă spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Dacă privim în mod firesc, atunci când te prigonește și când te înjură cineva, din pricina numelui Domnului Iisus Hristos, te întristezi. Bine că noi nu avem parte de așa mari prigoniri. Dar în familiile noastre, cei care nu sunt credincioși, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne împung de multe ori. Și aceste împunsături de multe ori ne aduc tristețe. Dar ar trebui să le privim ca din partea, să le luăm ca din partea Domnului. Tot ceea ce vine în viețile noastre nu vine pe nepregătite și în necunoștința lui Dumnezeu. Fraților, atunci când cineva vă prigonește din familie sau la locul de muncă sau unde locuiți, dați-i slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce bucurie poți să ai, ce mai mare bucurie poți să ai în relația cu Domnul Iisus Hristos. Când știi că locul tău este pregătit acolo, cineva a mers să-l pregătească și într-o zi vei merge acolo. Pentru că viața aceasta este trecătoare și nu se merită să te întristezi pentru câteva lucruri care, de fapt, tot spre binele tău sunt. Pentru că ele te maturizează, te cresc în credință. Un alt factor cu privire la practicarea bucuriei este relația cu biserica. Tot Apostolul Ioan, în 2 Ioan, spune așa, în capitolul 1, versetul 12, aș vrea să vă spun multe lucruri, dar nu voiesc să vi le scriu pe hârtie și cu cerneală, ci nădăjduiesc să vin la voi și să vă vorbesc gură către gură, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. În Vechiul Testament, un om al lui Dumnezeu spune așa, mi se bucură inima când mi se zice că haidem să mergem unde? La casa Domnului. Fraților, eu vă mărturisesc din propria experiență. Am venit de multe ori nemângâiat aici, suferind, probabil cu diverse poveri în inima mea, dar când am dat mâna cu un frate și a spus Domnul să te dărească, să te binecuvânteze, parcă mi-au trecut toate lucrurile. Aleluia. Atunci când vii la părtășie cu frații, de fapt, asta e și ideea de trup, ca împreună legat să fie mai puternici, da? Asta este ideea de trup. Ca interlegații să fie mai puternici și să-i dea slavă lui Dumnezeu. Vin aici cu poverile tale. Poate se va găsi un frate sau o soră cu care să povestești, cu care să împărtășești problema dumitale și să se roage pentru problema dumitale. Dar nu numai că va fi un frate sau o soră aici, însuși prezența Domnului Iisus Hristos. Amin. Care va fi tot timpul atunci când sunt doi sau trei. Aleluia. El, numai că nu știe, va știe problema ta, dar împreună cu poporul lui Dumnezeu, acolo unde sunt doi sau trei
trupul este mai puternic. Problema ta va fi rezolvată mai ușor. Pentru că dacă mijlocim unul pentru altul, Dumnezeu, da, ne va asculta și mai mult. Un alt factor cu privire la practicarea bucuriei este și dărnicia. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 7, ne spune așa. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Fraților, probabil cu toții trăim vremuri de criză. Dar aș vrea să vă citesc un verset, de fapt câteva versete care relievează starea unui om al lui Dumnezeu. Habacuc, de la capitolul 3. Chiar dacă Dumnezeu nu-i dădea nimic. De fapt, mai înainte să ne gândim la biserica din Macedonia, care spune că din sărăcia lor, luce, au făcut parte bisericii din Ierusalim. Păi, dragă frate și soră, Dumnezeu își cere și atunci când mai probabil doi bănuți pentru tine. Haideți să ne gândim la o femeie din Noul Testament, care mai avea câți bănuți? Doi bănuți. Ce-a făcut cu ei? Și-a cumpărat pâine, așa e? I-a dat la temniță. Și Domnul Iisus are cuvinte de laudă la adresa ei. Fraților, chiar și atunci când ne merge greu, de fapt, atunci se testează credincioșia noastră și atitudinea pe care o avem când dăm la colectă. Când zice frate de la învăr, o, iar colectă, o, iar trebuie să dăruiesc, o, atâta nevoie în poporul lui Dumnezeu, nu mai trebuie să le suport. Că dacă ai făcut cu cărtire, mai bine nu l-ai fi făcut. De aceea, atunci când se ivește o nevoie și ai posibilitatea, și chiar poate nu ai o posibilitate prea bună, și Domnul ți-a pus pe inimă o binefacere foc. Din păcate, astăzi foarte mulți se laudă cu anumite daruri pe care le observăm în exterior. Dar n-am auzit pe un frate care să spună slavă lui Dumnezeu că mi-a dat darul milostenie. Slavă lui Dumnezeu că mi-a dat bani ca să pot ajuta pe frații mei. Să pot ajuta lucrarea lui Dumnezeu. Din păcate, sunt puțini oameni care au lucrarea aceasta pe inimă. Dar nu numai oamenii cu bani trebuie să facă această lucrare, și noi, la rândul nostru. Pentru că Dumnezeu spune în Vechiul Testament următorul lucru în Maleachi. Aduceți zecele de unde? La casa Domnului. Și o să observați atunci binecuvântare. Și la un moment dat, într-unul dintre prorocii mici, Domnul spune, voi v-ați făcut case. Voi aveți case frumoase, dar casa lui Dumnezeu este în derivă, este stricată. Vom nu vă pasă de casa lui Dumnezeu. Dar atunci, fraților, când se ivește o ocazie, și mai ales astăzi, avem nenumărate posibilități să ajutăm lucrarea lui Dumnezeu, pe frații în nevoie, să facem cu bucurie. Să facem cu bucurie. Sunt sigur că niciunul care este aici, astăzi nu a răbdat de foame, pentru că Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dumnezeu este Cel care ne poartă de grijă și noi, probabil, nu cum zice legea 10-a parte, nu o facem, ci poate mai puțin nu ne-o facem. Aș vrea să ne uităm la un om al lui Dumnezeu, în Habacuc, capitolul 3, de la versetul 17. Că chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din stabule și nu vor mai, va mai fi voi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg în înălțimile mele. Iată, omul acesta, în momentele, de fapt, el s-a gândit la viitor, chiar dacă Dumnezeu nu mă va binecuvânta pentru ceea ce fac eu acum, pe mine nu mă denaturează lucrurile acestea, nu mă schimbă. Eu tot același voi rămâne. Mă voi bucura în Domnul pentru tot ceea ce va face El pentru mine, chiar dacă îmi va lua tot. Deși este ușor să spui. Și cred că majoritatea dintre dumneavoastră
ați avut această experiență ale pierderilor. Chiar dacă Dumnezeu îți va lua totul. Noi ar trebui să rămânem la fel și să ne bucurăm în Domnul. Și să nu păcătuim împotriva Lui. Pentru că există riscul să-L iubim pe dăruitor, da? Pentru darul Lui. Nu pentru ceea ce este El. Gândiți-vă la El. De fapt, satana cu asta a venit înaintea lui Dumnezeu. Atinge-te de ceea Lui și un pic de pielea Lui și să vezi cât te va blestema în față. Și în versetul 22 din capitolul 1, Scriptura ne spune că în gura Lui, da? Nu s-a găsit ce? Păcat. N-a gândit împotriva lui Dumnezeu. Domnul a dat, Domnul a dat. Fie numele Lui cum? Binecuvântat. Iată, în momente grele, în momente în care îți mor copiii, soția nu mai este cu tine, atunci când totul în jurul tău nu mai e sănătate, jurul tău se duce, se înăruie, Dumnezeu este Cel care este implicat direct în problema ta. Și asta trebuie să fie sursa bucuriei. Gândiți-vă și la alți oameni. În cuptorul cu foc. Gândiți-vă la Daniel în groapa cu lei. Dar la cei care vor rămâne tari, da? Care cunosc pe Dumnezeu, vor rămâne tari și vor face ce? Mări isprăvi. Cei care îl cunosc pe Dumnezeu vor ști să vină în rugăciune. Vor ști să dorească. Se vor bucura în prigoană. Da? Se vor bucura de relația cu biserica, cu cei din casa lui Dumnezeu. O altă implicație cu privire la adevărata bucurie este permanența bucuriei. Nu este dată de societate. Și aș vrea să ne gândim la un om care vine tocmai din Etiopia să se închine la Ierusalim. Dar ce? În Etiopia nu erau temple? Și acolo nu erau locuri unde să te poți închina? Ba da! Dar el și-a dat seama că nu statutul lui de ministru de finanțe îi poate da adevărata bucurie. El a venit la Ierusalim să se închine și asta ne arată că era un prozelit, adept al legii, și apoi ne spune, după ce îl prinde Filip și din urmă și botează, ne spune că și-a continuat drumul cum? Plin de bucurie. De ce? Pentru că l-a găsit pe Domnul. Pentru că a început o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, bazată pe credință. El nu s-a uitat la statutul lui. Din păcate, ne uităm în jurul nostru și oamenii sunt fericiți cu ceea ce îți dă societatea, cu statutul pe care ți-l dă societatea. Adevărata bucurie nu ți este dată de bani, de finanță. În Luca, la capitolul 9, ne este relatat un episod din viața lui Zacheu. S-a urcat în vântul să-L vadă pe Domnul Iisus. Domnul Iisus a trecut pe acolo și ce spune Domnul Iisus? Zacheu, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să intru, să rămân în casa ta. Și el s-a dat jos, da? Bucuros și l-a primit pe Domnul Iisus și după aceea ce spune? Doamne, dacă am năpăstuit pe cineva, voi da înapoi împătrit. Prin faptul că el l-a primit pe Domnul Iisus în casa lui și în viața lui, l-a determinat să fie un om corect. L-a determinat să se uite și la cei din jurul lor. De obicei, pameșii se uitau dacă îi mai țin buzunarele. Dacă mai pot fura, dacă mai pot lua de la alți oameni. Adevărata lor bucurie era sunetul banilor. Dar acest om, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, nu a mai păsat de bani. Nu este dată de sănătate adevărata lor bucurie. Te gândești că dacă ai bunăstare și ești sănătos, Dumnezeu este cu tine. Și ai enumărate prilejuri să te bucuri. Dar aș vrea să citesc din viața Apostolului Pavel, câteva cuvinte. Dacă, dragă frate și soră, ești bolnav, lucrul acesta nu ar trebui să fie un prilej să te întristezi. 2 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 7. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri,
mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia. Și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru că puterea lui Hristos să rămână în mine. Versetul 10. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmbărări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. În momentele în care nimic nu merge bine, în momentele în care umblu din spital în spital și probabil doctorul nu mi-a făcut bani, sau dacă mi l-a aflat, mi-a zis că nu mai am nicio șansă. Sau poate am șanse mici și trebuie să mă tratez. Și ar trebui să umblu mereu, probabil până la sfârșitul vieții prin spital, ca să mă tratez. Fraților, dați-mi voie să vă vorbesc din propria experiență. La treia operație pe care am suferit-o, n-am învățat, de fapt am învățat București nu umblând în monument, la monumente, că sunt multe lucruri de vizitat în București. Dar am învățat București umblând din spital în spital. Și la treia operație, o domnișoară vine către mine, după momentul operației, zice, dragă, nu avem calmante post-operatorii. N-ai ce, trebuie să te descurci. Bine, reții tu la pat, trebuie să te descurci. Fraților, în momentele acelea, într-adevăr, anestezia durează o perioadă. În momentele acelea, adevărat am simțit prezența lui Dumnezeu și ce m-a ajutat pe mine în momentele alea, când am ridicat mantul, m-am gândit la suferințele Domnului Iisus Hristos. Fraților, momentele acelea mi-a dat mie mântuire și am avut puterea să zic, Doamne, îți mulțumesc pentru momentele acestea. Te laud și te binecuvântesc pentru că tu ai lucrat așa, tu știi de ce. Și momentele în care doctorul îmi făcea injecții în călcâie, fără nimic să te pregătească, până la os. I-am dat slavă lui Dumnezeu. Fraților, sunt sigur că aveți experiențe cu Dumnezeu. Dar, mai presus de experiențele acestea, care ne formează pentru cer, ar trebui să fim bucuroși de ceea ce avem noi, ca și copiii lui Dumnezeu. Că avem o relație personală, individuală cu Hristos și putem să ne încredem în El în orice împrejurare. Aleluia. În orice împrejurare. Aleluia. Poți să spui, slavă ție, Doamne, pentru că Tu așa ai găsit cu cale. Ai bine, mai binecuvântat cu toți felul de binecuvântări duhovnicești în Hristos. Cine este Hristos, are tot ce-i trebuie. Adevărata bucurie nu este dată de societate, de finanțe, de sănătate sau de materialism. Am văzut mai devreme că Habacuc s-a bucurat pentru călare pe Dumnezeu. Nu pentru că ar fi avut hrană, belșug și alte binecuvântări care tot din partea lui Dumnezeu vin. Adevărata bucurie însă vine de relația cu Hristos în mântuire. Isaia, capitolul 12, încă din Vechiul Testament, încă cu 750 de ani înainte, cuvântul Domnului spune așa, Isaia, capitolul 12. În ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit și m-ai lucruiat. Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere și nu mă voi teme de nimic. Căci Domnul Dumnezeu este tăria mea și pricina laudelor mele. Și El m-a mântuit. Vei scoate apă cu bucurie din izvoarele mântuirii. Și vei zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți lucrările Lui printre popoare, pomeniți mărimea numelui Lui. Iată adevăratul motiv pe care oamenii l-aveau încă din Vechiul Testament și aveau o revelație, o descoperire progresivă. Încă n-aveau Noul Testament. Și beneficiau, cum am auzit de dimineață, numai de teofanii, apariții spontane a lui Hristos. Și nici Duhul Sfânt nu era dat într-un mod permanent peste om.
Faptele Apostolilor, capitolul 20. Fapte, capitolul 20. El relatează un episod când Apostolul Pavel este la Efes. Fapte, capitolul 20, de la versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, pe care am primit-o de la Domnul Iisus și să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Să-mi sfârșesc calea cu bucurie. Și dacă ne uităm în 2 Corinteni, capitolul 11, acolo spune, Apostolul Pavel face un scurt rezumat, că am fost niște proroși mincinoși, am fost bajocoriți, am fost prigoniți, am fost la un pas de moarte. Și totuși el spune să-mi sfârșesc calea cu bucurie. De ce spune lucrul acesta? Pentru că mă așteaptă o cunună care nu se poate veșteji și o primesc de la însuși Domnul meu. De la acela pe care l-am slujit. Și asta este mai ales pentru slujitori, că mulți dintre ei fac lucrarea într-un mod în care le creează de multe ori insatisfacție. Sau o fac suspinând. Fraților, în toate problemele noastre, în toate necazurile noastre, ca să ne putem bucura, trebuie să avem tot timpul ochii ațintiți către Domnul Iisus Hristos. Amin. Către Domnul Iisus Hristos. De asemenea, bucuria noastră trebuie să fie permanentă pentru că Duhul Sfânt este prezent într-un mod permanent în viețile noastre, ne călăuzește, ne întărește, da? Ne învață și ne dă povață tot timpul. Este Cel care ne întărește inimile în momente grele. Și aș vrea, în ultimul rând, să ne uităm la o altă implicație cu privire la adevărata bucurie și anume perturbarea bucuriei, care este dată de câteva influențe. Prima influență este influența păcatului. Dacă citim capitolul, de fapt, Psalmul 51, Psalmistul David spune așa. Nu uităm că el păcătuise în momentul acela. Psalmul 51, de la versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duc nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cer cel galbă și păcătoși se vor întoarce la tine. Fraților, dați-mi voie să spun toată responsabilitatea. În momentul în care ați păcătuit, în momentul în care am păcătuit, asta este un motiv să nu ne bucurăm. De ce? Pentru că am întristat fața lui Dumnezeu. Pentru că în momentele acelea am deraiat de la ceea ce ne spune Scriptura. Dar această stare n-ar trebui să persiste. Stare de întristare. Pentru că astăzi ne putem pocăi. Astăzi ne putem întoarce la Domnul Iisus. După ce am păcătuit, ne cerem iertare de la Domnul și El ne poate reabilita starea. O altă influență este cea a necazurilor. În 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 4, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 4, Cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Am o mare încredere în voi. Am tot dreptul să mă laud cu voi. Sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. În acest episod, datorită faptului că Pavel se raportează într-un mod corect la Dumnezeu, el are o mare bucurie în necazurile sale. Dar, în mod normal, din câte știm noi, necazurile cer. Întristare, așa e? Întristare. Dar în momentul acesta, Apostolul Pavel are o relație sănătoasă cu Domnul. Gândiți-vă, în Fapte, capitolul 16, este închis și el și Sila,
Și ce făceau atunci? Se rugau și cântau cântări de laudă. În ce moment? Unde erau ei? În închisoare. Cu picioarele în butuci. Și versetul din Filipeni, capitolul 4, îl scrie în anul 60. Și în momentul acela când scrie către Filipeni, este închis în închisoare. Da? În butuci. Bucurați-vă, Domnul, iar zic, bucurați-vă. Fraților, dacă dumneavoastră în mod logic găsiți o bucurie în necazul, în butuci, atunci, nu? În mod logic n-ai găsit nicio relevanță, nicio bucurie în acele împrejurări. Nu știu care este împrejurarea dumitale, dar împrejurarea dumitale n-ar trebui să strice relația cu Domnul. De fapt, atunci când nu te mai bucuri, ceva se întâmplă cu relația ta între dumneata și Domnul, da? Și o altă influență este influența încercărilor. Iacov, capitolul 1, ne spune așa. La versetul 2. Frații mei, să priviți ca o mare, atenție, ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Atunci când ești încercat, atunci când Dumnezeu îndată în viața dumitale să fii ispitit, atunci când vin anumite lucruri peste dumneata, să ai puterea să te bucuri. Numai o relație sănătoasă cu Hristos poate să-ți dea starea aceasta, care ar trebui să fie permanentă în afara cazului când păcătuim. Și atunci Domnul să ne ierte și să ne reabiliteze. Fraților, dacă ne uităm în toată Scriptura, cuvântul bucurie este pomenit de cel puțin 131 de ori sub anumite forme. Ceea ce ne spune nouă că este foarte important. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament la un alt caz, la Ieremia, și despre Ieremia se spune că a fost profetul lacrimilor. Da? El nu făcea ceva decât să plângă toată ziua. Pentru popor. Dar în plângerile sale, în capitolul 3, ce spune acolo? Iată ce mă face să mai trag nădejde, că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Da? Binecuvântările Domnului nu s-au sfârșit și bunătățile Domnului nu sunt la cap. Iată. Și să numesc în fiecare zi. Iată ce a mai rămas lui Ieremia. Încrederea în Dumnezeu în momente în care nimeni nu-L iubea pe Dumnezeu. În momente în care toți erau împotriva Lui și de fapt așa și murit. Cu poporul împotriva Lui. Gândiți-vă la Ștefan. În momentele acelea, în fapte, capitolul 7, ce spune el? Văd pe Fiul Omului și o față senină. Asta arată siguranță. Am să le spună, voi deja vă mămorți cu pietre. Că nu poți lua, nu puteți lua bucuria din inimă, nu puteți perturba relația cu Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Domnul Iisus spune așa, în rugăciunea sa, dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plin. Iată ce s-a rugat Domnul Iisus. Domnul Iisus nu știa când o să treacă ucenicii, ba da știa, dar El s-a rugat pentru ei. Și aproape toți au fost omorâți din pricina Lui. Din pricina Lui Hristos. Pentru că L-au cunoscut pe Dumnezeu. Dacă ei cunoșteau doar despre Dumnezeu, repede să le pădau. Fraților, aș vrea să închei cu două versete în această seară și sper ca să pleci de aici, măcar cu gândul că ar trebui în inima dumitale să existe gândul bucuriei și apoi starea bucuriei ca și ceva statornic. Nu dată de împrejurări, nu dată de evenimente sau anumite fapte, ci dată de relația cu
Hristos bazată pe credință. Iuda, la capitolul, de fapt, un singur capitol are, capitolul 1, la versetul 24. Iar acela care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă înfățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurul Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți, vecii și acum și în veci. Amin. Amin. Să vă înfățișați înaintea slavei plin de bucurie. Indiferent, fraților, ce o să vină peste noi, starea noastră să fie de plin încredințată că Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu, nimeni și nimic ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Și acolo, în Roman capitolul 11, nici necazuri, nici foamete, nici prigonirile. Și în Roman capitolul 5, la versetul 3, și cu asta chiar închei, Roman capitolul 5, versetul 3, cuvântul Domnului ne spune așa. La mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Fie ca puterea lui Dumnezeu și prezența Duhului Sfânt să fie viețile noastre și El să ne dea putere să umblăm din